Pelerinajul de pe dealul Patriarhiei este un fluviu de răbdare, de normalitate. Așa a descris unul dintre ierarhii bisericii noastre imaginea miilor de credincioși care așteptau aseară, imediat după slujba privegherii, să ajungă la baldachinul Sfinților. De joi, atunci când a avut loc procesiunea Calea Sfinților, fluxul pelerinilor a fost continuu, indiferent de oră sau de temperaturi. Atmosfera de bucurie și speranța din ochii oamenilor au luminat dealul Patriarhiei chiar și pe timpul nopții. Iată ce a surprins colegul nostru Mircea Constantinescu. Cum să ne ajute Sfântul Dimitrie? Este mijlocitor între noi și Dumnezeu. Am crezut că nu o să pot să ajung aici, dar am reușit cu ajutorul Domnului. Am venit de la serviciu și eram foarte obosită și mâine mă duc din nou și lucrez la spital. Cum simțiți ajutorul? Mă simt plină de energie, sănătoasă, pot ajuta oamenii, toate lucrurile bune. La ce spital lucrați? La Victor Babeș. De la Țigănești și ați venit la Sfântul Dimitrie? Da, da. Sunt aici sau visez? Așa m-am bucurat și așa am sperat să ajung aici și uite că nu m-a lăsat Sfântul. Uite-mă cum sunt. Și baston. În baston, da. M-am întâlnit cu moartea de 9 ori până acum, dar uite, nu m-a luat. A dat și mașina peste mine și uite, n-am nici măcar o zgârietoare așa nu mi-a dat. Nu sunt vrenică să-i mulțumesc. Ce citit aici? Chiar acatistul Sfântului și dreptului Lazar. De câte ori stați la rând? Să zic că pe la ora 9 m-am așezat. Cum e așteptarea? Plăcută. E bucurie mare că avem și noi sfinții noștri aici. Mă dor toate, dar când am auzit și de Sfântul Lazar, zic, mă duc și eu acolo. Am multe diagnostice, dar nu le iau în seamă și nu iau nicio pastilă la 70 de ani mei. M-au ajutat și în necazuri și în boli, am trecut cu ușurință. Și fiind singură și crescând și în doi copii, m-a întărit bunul Dumnezeu și Sfântul Dumitru și Sfântul Nectarie iar la fel. Am avut o fetiță cu probleme și s-a făcut sănătoasă. Cum vi se pare organizarea anul acesta? Foarte bună, foarte bună organizarea, da. Chiar am venit și aseară așa într-o vizită și am luat seama așa și liniște. Slujba am ascultat și noi până am urcat de acolo, de jos. De unde ești? Din București. Cu cine ai venit aici? Cu mama. E un an greu în școală. Și te gândești că Sfinții te vor ajuta anul ăsta la școală? Da. Cât se poate. Țin postul în fiecare an. În ultimii 3 ani am ținut în fiecare an și m-am dus să mă împărtășesc în fiecare duminică. Cum e pentru un tânăr să stea să aștepte la rând atât? E o experiență interesantă să o ai în viață. Și recomand la toți tinerii să vină. Pelerinii ne ajută să devenim pelerini, iar pelerinajul ne ajută să devenim mai oameni unul lângă altul, poate unul pentru altul și toți împreună pentru mai binele comunitar, sufletesc și omenesc. În orice oraș, în orice loc, Dumnezeu și Sfinții ne arată că sufletește suntem mult mai apropiați decât ne se pare. Poate că pașii pelerinilor pe colina Patriarhiei ar putea să ne arate sursa bucuriei. Să nu mai strivim cu privirea, cu gândul și cu fapta noastră niciun suflet. Dacă Sfântul Dimitrie s-a pocăit toată viața pentru că a atins un pui de pasăre, cu atât mai mult trebuie să vedem ce lucrare sfântă are Dumnezeu cu fiecare om. E un fluviu de răbdare, de normalitate.